Potrivit directorului Direcției Agricole Dâmbovița, fermierii sunt așteptați să aducă dosarele pe măsura 121 modernizarea exploatațiilor agricole până la data de 17 aprilie, la fel și pentru măsura 313 încurajarea activităților turistice. Acestea sunt urmate de măsura 125 îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii în perioada 2-31 mai. Măsura 112 are două sesiuni anul acesta, 1-29 iulie și 3-31 octombrie. Pentru măsura 121, modernizarea exploatațiilor agricole, și măsura 313, încurajarea activităților turistice, cele două măsuri care vor începe cu data 17 aprilie, va fi ultima sesiune de punere a proiectului pentru această măsură. Deci cei interesați de proiecte pe această măsură ar fi bine să grăbească, deja timpul până la 17 aprilie destul de scurt.